Bună seara, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus ascendent în zodia taurului. Sunt deja la partea a doua. Prima parte a fost cam lungă, dar sper să găsiți mesajele de care aveți nevoie. Această parte vorbim despre voi și o persoană dragă, eventual cu care aveți o relație intimă sau vă doriți o relație intimă, chiar dacă nu aveți, poate vă doriți. Gândiți-vă eventual la persoana la care, eu știu, pe care o aveți în suflet sau un interes. Și apoi o altă relație, ori aceeași, dar dintr-o altă perspectivă, ori o altă relație, vă gândiți când voi deschide setul acesta de cărți. Acesta nu este sexual, este normal. În fine. Ia uite, moartea, wow, scorpionul pentru unii, poate aveți planete în scorpion, poate este, da, scorpionul opoziția dintre Taur Scorpion, casa voastră a șaptea, care vă transformă. Dar aici vorbim de intimitate, de sexualitate, vă transformați viața. După o aventură sau printr-o aventură. Interesant. Soare, lună, Venus, ascendent, în Taur. Oh, ce-a vrut să sară? A vrut să sară o carte. Iaca. Mai, asul de spade. Aveți înțelegere într-o situație sau începeți o relație cu mintea clară, cu sinceritate despre unul și despre celălalt. Eventual, ori un semn de aer, mai mult sau mai puțin, gemeni, balanță sau vărsător. Dar eu zic că este un început. În dreptate a apărut și justiția la prima etalare și o relație în care sunteți deschiși unul cu celălalt, vorbiți deschis despre ceea ce vă doriți, eventual și despre trecut. Eu nu pot să cred că spadele se pot manifesta. Vreau să zic că spadele pot lega ceva, dimpotrivă, spadele dezleagă. Eu cred că acest as de spade este o relație care vă dezleagă de un trecut, de o altă relație în care ați fost foarte atașați eventual. Sau, din niște motive, v-a fost greu să vă dezlegați de acea relație, de acel trecut. Înțelegeți? Acest început vă dezleagă de un trecut probabil nu tocmai confortabil. Doi de bâte, încercați să stați de vorbă despre pasiunea voastră. Vreți să vă exprimați și să alegeți calea pe care mergeți? Suntem împreună sau nu? Ah, ce frumos! Doi de cupe, vai! Un suflet pereche la care vă gândiți, semn de apă mai mult sau mai puțin, poate are planetă sau pur și simplu rezonați emoțional cu ei. Rac, scorpion, pești. Ce frumos! Hai să vedem. Taur, soare, lună, Venus, ascendent în Taur. Ce drăguț, ce drăguț. Ia să vedem. Ce vă doriți voi, ce își doresc ei, de ce vă este vouă teamă, de ce le este teamă lor. Și acum, o 10 de cupe. Poate să însemne bucurie maximă. Atât de mare încât nu încape în voi și începe să dați pe lângă. Dar vedem. Mai scoatem și celelalte cărți. O, faetonul. Racul, să zicem. Mai! Vă doriți unul pe celălalt. Ce se întâmplă? Asul de monede. Foarte frumos deocamdată. Regele de bâte. Și valetul de spade. Interesant, interesant. Aici. Vai, încheiați un ciclu de trădări, de supărări. Zecele de spade a apărut și în prima parte. Puteți să o ascultați. Eventual, ori într-o căsnicie care a fost sau o relație de lungă durată care a fost, v-a creat iluzii. Ați crezut că vă bucură și până la urmă v-a adus multă tristețe. Dar mergeți mai departe, 6 de spade. Oricum, aveți șansa
ca după aceste trădări, dacă le depășiți, într-adevăr, să intrați într-un ciclu de mari bucurii, sentimentale, emoționale. Poate acest 10 este la început de ciclu, da? 9 și 10. După ce încheiați această stare de regrete, de supărări, sau poate altcineva vă regretă, variază de la unii la alții. Mergeți mai departe, 5 de bâte, există cineva gelos în preajma voastră și iar apare soarele, a apărut și mai devreme, o, regina de cupe, regele de cupe, uai, mai, marea preoteasă și justiția, se face dreptate. Emoțional, sentimental în viața voastră, aveți regele și regina, uai, de cupe, soarele, adică semnul apei de două ori. Dar eu zic că este un cuplu de forță, că așa se zice. Când apare regele și regina în același semn, e un cuplu de forță. Acum, în viața emoțională, că vorbim de viața emoțională și sexuală, intimă, da? Este o relație, într-adevăr, secretă, dar o relație care va aduce multă bucurie. Fericire. Așa simt, așa vă transmit. Pentru că mergeți mai departe, pentru că lăsați în urmă și geloziile, și problemele, și trădările. Vă concentrați pe dragoste, pe ceea ce simțiți, pe ceea ce primiți. Era vorba să primiți cu apreciere. Primiți cu apreciere. Și apoi oferiți cu apreciere. Tandrețe, primiți tandrețe, vă lăsați hrăniți emoțional, hrăniți și voi emoțional, oferiți și voi tandrețe. Da. Haide, vai, da ce cărți, vai, da ce cărți, că am tras cu ochiul. Da, acest cuplu de forță se formează undeva în secret, Marea Preoteasă. Și echilibrează viața, transformă viața voastră intimă, pentru că începeți de la zero, într-o direcție și începe să fai da ce cărți, manifestați. Iar alt cuplu, Marea Preoteasă și Magicianul. Alt cuplu de forță. Manifestați împreună un nou început. Wow! În care, da, aveți o mare, mare pasiune obsedantă, obsesivă unul pentru celălalt. O atracție la care nu rezistați nici unul, nici celălalt. Ce frumos! Ce vă doriți? Vă doriți faetonul. Aici vorbim de intimitate. Dacă nu era intimitate, aș fi zis că vă doriți o mașină. Dar nu, e vorba de viața voastră sexuală. Poate unii dintre voi vă gândiți la cineva cu planete în semnul racului. Sau săgetătorului. Dar aici nu e săgetător, aici sunt doi tauri. Probabil că e latura voastră intimă. Poate aveți două variante. Vă puteți manifesta în două feluri. E taur, sunteți voi aici. E prima oară când observ că sunteți voi aici, în dublu exemplar. Adică puteți fi și așa, puteți fi și așa. Dar, trecând peste glumă, vă doriți să mergeți mai departe, să explorați situații și de curând această carte îmi sugerează eventual dorința de a domina, într-un fel, elegant, evident, dar de a domina relația intimă. Nu vă doriți să fiți pasivi, cu alte cuvinte. De ce vă este teamă de un rege de bâte? Poate persoana la care vă gândiți are o persoană în semn de foc. Poate în semnul berbecului, al leului sau al săgetătorului și vă este teamă de acea persoană. Poate voi aveți în trecut un semn de foc care vă influențează. Trecând peste acest detaliu, vă este teamă eventual, o da, o da. Așa cred. Posibil, pentru că am văzut multă pasiune și am văzut un cuplu de forță, da? Emoțională și sexuală. Împreună sunteți trăsnet. Da? Ia uite. Împreună sunteți foc. Dar de ce vă este teamă, zic eu,
este că în cartea aceasta se sugerează o relație de la egal la egal. Da? Și voi puteți fi egali în această zonă intimă, într-adevăr. Și totuși, cred că aici este teama. Deși știți că sunteți egali, aveți această pasiune unul pentru celălalt, vă puteți proteja, vă puteți inspira, vă puteți instiga unul pe celălalt. Am senzația că voi vă doriți totuși să dominați. Aici este teama de egalitate pentru că aveți această dorință de a vă impune ritmul, stilul, pasiunea, gusturile. Așa simt să vă zic, așa, eu știu, scrieți-mi. Ce-și doresc ei? Vă doresc pe voi semn de monede, da? Semn de pământ. Taur. Aici sunteți voi. Își doresc un nou început, o relație stabilă de lungă durată și posibil că numai lângă voi pot să aibă. Pentru că voi sunteți cei care le oferă încredere. Ce frumos! Protecție. Se simt în siguranță când sunt cu voi, când faceți dragoste. Se simt în siguranță și simt că vor rămâne în siguranță lângă voi. E un început, da, dar vor rămâne. Ce frumos! Simt că această. Oh, ce frumos, ce idei îmi vin! Că această dragoste pe care o scrieți în acest moment sau în această perioadă sau pe care începeți să o scrieți în această perioadă, da? Această dragoste va rămâne marcată în. Sau va marca mult timp de acum încolo. Cu alte cuvinte, da. Este un potențial de lungă durată. Cel puțin asta își doresc ei. O relație de lungă durată. De ce le este teamă de asul de spade? Poate le este teamă de un semn de aer. Din viața lor, din viața voastră, gemeni, vărsători sau balanță. Sau pur și simplu le este teamă să nu fie spionați. Poate este o relație la început, da? Și există cineva în trecutul vostru al lor care v-ar putea spiona. Așa simt. Pentru că în rest aveți cărți foarte frumoase. Da. Poate această persoană. Există spade care arată o poveste tristă în spate. Și totuși dovezi că mergeți mai departe. Treceți peste gelozie, iar este o persoană geloasă aici în peisaj. Poate voi mergeți mai departe, depășiți și voi și ei, depășiți trădările, lacrimile, vă întâlniți undeva, vă iubiți, variază. Acum e cam frica să faceți dragoste în natură, dar, ca și aici. Dar, ideea este că mergeți mai departe. Călătoriți către eliberare. Și e cineva în spate care stă și vă urmărește. Două cărți care arată gelozie și o persoană care vă urmărește. Mare grijă. Mare grijă. Oricum, whatever. Voi sunteți fericiți. Ce mai contează? Pentru că împreună, fai, ai, ai, Doamne, vă arăt încă o dată. Împreună străluciți, împreună vă faceți dreptate. Într-un mod misterios, neapărat secret. Nu neapărat în secrete. Într-un mod misterios vă întâlniți și vă echilibrați și vă transformați întreaga viață și luați de la zero și manifestați acest început. Da? Această flacără geamănă, suflet, pereche, ce-o fi el, față de care aveți o poftă nebună. Da. Frumos. Vă doresc să vă bucurați. Bucurați-vă. Iubiți-vă, mergeți mai departe și manifestați acest început. Drăguț. Acum să vedem din seria aceasta de cărți. Ce aveți? Judecata. Renaștere.
Renaștere, după o perioadă de rețineri, de rețineri. Iar Marea Preoteasă, domne, dar de câte ori a apărut Marea Preoteasă? Ori chestii secrete, ori chestii misterioase, ori semnul peștilor. Puf, frumos, oricum. Taur. Soare, Luna, Venus, ascendentă. Taur. Decembrie 2019. Soare, Luna, Venus, ascendent, Taur. Tăuraș, decembrie 2019. Nia. Ce vă dori, ce simțiți? Ia se vede. Așa. Ce simțiți? Ce gândiți? Cum acționați? Ce vă doriți? De ce vă este teamă? Și ce manifestați? Iară dau pe Rudolf la o parte. La fel ei. Ce simt? Ce gândesc? Cum acționează? Ce își doresc? De ce le este frică și ce manifestă? Aici poate să fie altă persoană, poate să fie aceeași persoană și poate n-are nicio treabă cu dragostea. Deși o să încerc să o citesc ca pe o etalare de dragoste, dar vă puteți adapta. Cineva vă așteaptă sau voi îi așteptați. E vorba de o așteptare. Cineva la distanță. Poate aveți nevoie să călătoriți mai aproape de cineva. Da, ia uite, cavalerul de spade, vreți să călătoriți. Iar cavalerul de monede, amândoi călătoresc, însă ăsta e foarte încet, aici sunteți voi, dar cred că vreți să apăsați pe viteză. Să ieșiți din acest iar 10 de spade, să ieșiți din confuzii, din trădări și să vă vindecați. Vai! În fine, ce simțiți? Ia să vedem. Ce simțiți voi, tăurași? Roata norocului a apărut la o zodie. La ce zodie? Cred că la Capricorn a apărut. Roata norocului în suflet. Vreți să vă schimbați starea emoțională? Ia, 7 de băte. Să le văd mai întâi. 7 de monede a apărut și la în crucea celtică. Mai spre sfârșit. 2 de băte. Împăratul. Oh. Wow. Cred că și văd persoana. Cred că și văd persoana în față. 8 de monede. Pentru cine o fie talarea asta, dar... Hai să le deschid și la ei. Ei, 3 de monede. În ce un suflet, în gând, cavalerul de cupe. În acțiuni, 6 de spade a apărut mai devreme. Asul de monede a apărut și în, deși ambele au apărut și în setul acesta intim, dacă are legătură, vom vedea. Deci el este teamă de 6 de cupe și vouă vă e teamă și lor le este teamă de acești 6 de cupe a apărut în crucea celtică din partea întâi. Wow, diavolul! Wow! Măi, tăuraș! Magicianul, manifestați. Oh. Hai să vorbesc un pic. Da? În suflet. Roata norocului. În inima voastră se schimbă ceva. Poate să fie, pentru că este roata norocului, este Jupiter. Semnul peștilor sau al săgetătorului. Dar trecă peste acest detaliu. Se schimbă ceva în sufletul vostru și a apărut și la crucea celtică, în prima parte, puterea. Am zis că e o transformare emoțională, centrală, în esența voastră. Simțiți că vine norocul, eventual, în viața voastră emoțională, într-un fel sau altul. Sau poate simțiți mai multă bucurie, simțiți nevoia să vă extindeți emoțiile, să împărtășiți emoțiile. Este expansiune emoțională. Vă doriți, eventual. Acest noroc emoțional.
sentimental. În fine, la ce vă gândiți? La șapte de băte. Eventual, simt că unii dintre voi trebuie să vă luptați, să vă păstrați acest noroc, în cazul în care îl atrageți și veniți din ce în ce mai aproape și vine în viața voastră. Iar e soare, dar este semnul lui Jupiter, oricum. Vă gândiți că dacă într-adevăr manifestați ceea ce, ca a apărut magicianul de multe ori, manifestați acest noroc, această schimbare, acest destin, simțiți că vă apropiați de persoana voastră, de destinul vostru, simțiți că vine, dacă nu chiar este și în preajma voastră sau sunteți în comunicare. Și vă gândiți că trebuie să-l apărați. În spatele ușii este acest destin. În spatele minții, a gândurilor, e inima, sunt emoțiile pe care trebuie să le apărați. Trebuie să vă apărați destinul, norocul, bucuria. Cum acționați? Precaut. N-aș spune că sunteți în așteptare. Eu zic că investiți cu grijă, precaut. Eventual vă pregătiți. Pentru acest noroc. Nu stați să așteptați să pice. Munciți, investiți cu grijă. Sunteți precauți. Vă analizați resursele. Eventual, dacă sunteți în această relație cu această persoană, poate să apăreți un pic mai încetișori. În ce sens? Dar este pentru că vreți să fiți, sunteți grijulii. Sunteți grijulii cu ceea ce împărtășiți. Material. Mă înțelegeți? Ce vă doriți? Să puteți alege. Probabil că aveți de ales între o persoană din trecut și una din viitor sau o cale. Sunt două băte. Sunt două drumuri. De-aia, din acest motiv, sunteți precauți. Pentru că simțiți în sufletul vostru că se apropie destinul, persoana care vă e destinată sau norocul acesta, o comoară, ceva. Și trebuie să alegeți calea pe care mergeți. Da? Pe care cale merg? Care mă va duce către această comoară, către acest noroc? Care? Dreapta sau stânga? Da? Vă doriți să puteți alege. Să o scurtez, da? Vă doriți să puteți alege. De ce vă este teamă de împăratul? E o persoană în preajma voastră, ori din viața lor, ori din viața voastră, care domină, care controlează, care vă urmărește, eventual. Care îi urmărește pe ei. În poziția fricilor. Oricum, ce reușiți să manifestați? Comunicare, călătorie. Comunicare pasională, eventual cu această persoană. Eventual cu această persoană. Și comunicați mult și des și călătoriți împreună, eventual. La ei, ce au un suflet? Se gândesc la voi, vă simt, pentru că e semn de pământ. Aici sunteți voi, muncind, eventual. Trei de monede în suflet. Au nevoie de stabilitate emoțională. Au nevoie de colaborare emoțională, probabil că în alte
situații n-au comunicat emoțional cu ceilalți, au nevoie de comunicare și colaborare emoțională. Eventual, simt nevoia să se concentreze pe bani în această perioadă, tocmai ca să-și recapete stabilitatea. Există un foc interior care îi ajută în acest sens. Poate își doresc colaborare cu voi. La ce se gândesc? La acest cavaler de cupe. La o comunicare, iar comunicare, 8 de monede și cavalerul de cupe, dar își doresc o comunicare emoțională. Eventual să călătorească, să vă întâlniți. Dar cavalerul de cupe este o ofertă emoțională. Își doresc să ofere ceva din emoțiile lor, eventual vouă. Sau, dacă nu e vorba să ofere, așteaptă de la voi o ofertă emoțională. Așteaptă să le vorbiți despre dragoste, despre emoții, despre ceea ce simțiți. Cum acționează? 6 de spade. Cred că ei în acest moment încearcă să lase un trecut neguros în spate. O situație dificilă prin care au trecut, eventual nu cu voi. Și vor să se detașeze de acea situație. Eventual își doresc chiar o carte care vorbește despre călătorie. Își doresc să călătorească mai aproape de voi sau voi să veniți în viața lor. Ambele vorbesc despre călătorie. Oricum, își doresc să meargă spre mai bine. Ce își doresc? Aici ce manifestă, da? Își doresc să manifeste această detașare mentală de trecut. Ca să poată manifesta acest as de monede, a apărut și în setul, da, cărților intime. Își simt că lângă voi, da, lângă voi, aici în suflet, sunteți voi, semn de pământ, pot să aibă o relație de lungă durată stabilă. Își doresc acest lucru. Voi, eventual, trebuie să alegeți cum să ajungeți la ei, pe ce cale, mai lungă, mai scurtă sau trebuie să alegeți între două persoane, cine știe. Exact, voi știți exact. Sau poate trebuie să alegeți între muncă și pasiunea pentru muncă și pasiunea pentru ei. De ce le este teamă de 6 de cupe? De o relație dintr-o altă viață cu un semn de apă sau de o relație din trecut, din copilărie cu un semn de apă. E o relație profundă, dar de ce să le fie teamă? Posibil, dacă încă, pentru că există un diavol aici. Există un diavol. Este foarte posibil că, lăsând ceva negativ în spate, să se aprindă foarte mult pentru voi. Pentru că ei își doresc, da? Aici este semnul pământului și l-au și în suflet, și în poziția dorințelor. Și semn de pământ sunteți voi, da? Deci, cu alte cuvinte, vă doresc. Și diavolul reprezintă și dorință. Dorință foarte mare, intensă. Foc. Obsedantă. Poate reușiți să comunicați foarte mult în ultima, spre finalul perioadei, despre pasiunea voastră, da?
Pentru că diavolul reprezintă excese și 8 de bătăia reprezintă exces în comunicare despre pasiunea voastră, despre ceea ce vă doriți, despre cum ardeți de, eu știu, de pasiune. În cazul în care e o poveste de dragoste. Poate să fie, dacă acest împărat este o persoană din viață toxică din viața lor, poate să le fie frică, pentru că diavolul reprezintă foarte multe lucruri toxice. Și printre lucrurile toxice pot să fie și emoții, stare de frică de acest împărat. Este posibil. Din acest motiv, nu se pot bucura de relația dintre voi. Poate voi sunteți aici 6 de cupe, unii dintre voi. Cred că amândoi lăsați în urmă niște povești. Nu știu, așa simt. Așa simt. Unul dintre voi e precaut, altul lasă, se detașează mental de un trecut. Voi vă doriți să puteți alege, să găsiți calea mai ușoară către ei, își doresc, vă doresc pe voi, da? Vouă vă e teamă de împărat. Aici avem iar o energie destul de dominatoare. Dar e posibil ca acest diavol, pentru că în suflet și în minte ei sunt ok, nu sunt chiar atât de toxici. Acest diavol ori să reprezinte acele frici de care încearcă să, pe care încearcă să le lase în spate, situații neplăcute și frica să nu mai trăiască așa ceva, ori să se aprindă foarte rapid față de voi. Pentru că există în suflet, există în spate un foc, da? Pentru voi, semn de pământ. Nevoia, luna, reprezintă nevoi, nevoia de colaborare cu voi. Și se gândesc și la o comunicare emoțională, comunicare emoțională. Ei! Și este foarte posibil, da, cum am zis că vă doresc, acest diavol să devină o nevoie foarte mare de a comunica cu voi. Dar și frica de cineva care poate să fie în preajmă. Am zis 3 de băte, iar vorbesc mult, vai, 3 de băte la distanță, nevoia de a comunica, de a vă întâlni, de a merge. Cavalerul de spade, cavalerul de monede. Și de a lăsa în spate 10 de spade, de a lăsa în spate niște trădări, niște confuzii emoționale. Și de a merge către vindecare, către împlinirea, eu știu, voastră, aveți și destinul, aveți și steaua. Și de a manifesta, iar apare magicianul, vindecare iar. Și de a încheia un ciclu lung și de a începe un altul victorios, în care nu mai există dureri, în care vă echilibrați, aici sunteți voi, vă echilibrați financiar. Lăsați în urmă ce nu v-a prit și mergeți către 10 de monede, către bucurie, către belșug, către abundență. Ia uite, și către soare, și către soare. Frumos! Cam aceasta este etalarea pentru voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Pa!